24 dintre cei mai rezistenți cai din România au făcut o demonstrație într-o localitate din județul Bistrița Năsăud. Acolo s-a desfășurat a patra ediție a campionatului național de anduranță. La start s-au aliniat doar animalele care au trecut cu bine de o inspecție veterinară. 3, 2, 1, start! La comanda jocheilor, cei 24 de cai au pornit în galop pe traseu. Regina concursului a fost proba de 60 de kilometri. Un armăsar dintr-o rasă arabă a atras toate privirile. Animalul a fost salvat dintr-un abator de către un crescător de cai, apoi a fost cumpărat de un tânăr alături de care a devenit campion. Stai, mă. Deci căluțul ăsta a fost la Rădăuț, pe lista de vânzare și sacrificare. L-am văzut, l-am depistat că avea un pic de potențial în el, se vedea pe figura lui. E campion la anduranță și o să ajungă foarte departe. Printre călăreți s-a numărat și o tânără de numai 12 ani. Mama ei a fost alături și a încurajat-o să-și dezvolte pasiunea. Eu vin cu fetița mea, vreau să se califice pentru competiții internaționale. E frumos, îmi place că da, sunt mulți cai și cai frumos, îmi place. Cât de mult ai pregătit pentru un astfel de concurs? Am trenat mult, acum aproape o lună și da, îmi place. La concurs au participat doar exemplarele antrenate pentru astfel de competiții. Câțiva medici veterinari le-au urmărit starea de sănătate. După ce trece linia de sosire, fiecare cal are 20 de minute la dispoziție pentru odihnă. În aceste 20 de minute el trebuie să vină în vetgate cu o frecvență cardiacă mai mică de 60 de bătăi pe minut. Ocupanții primelor trei locuri au primit cupe și diplome.